președinte Ciolacu, domnilor europarlamentari, dragi colegi, prieteni, stimați jurnaliști. Astăzi, aici, este vorba despre Partidul Social Democrat, cea mai puternică forță politică din România. Un partid pro-european și pro-NATO. Astăzi, aici, este despre PSD Brăila, una dintre cele mai importante organizații ale partidului și, bineînțeles, principala forță politică din județul Brăila. Astăzi, aici, este despre democrație, despre un partid care e puternic, în primul rând, datorită modului în care își pune în valoare membrii, un partid care își ia direcția de la bază, nu de la vârf. Și mă repet, astăzi, aici, este despre democrație. Anul acesta împlinesc 27 de ani. Aș fi vrut ca și buletinul să confirme vârsta, dar o confirmă doar carnetul de partid. 27 de ani de când sunt membru PSD, 27 de ani în care am crescut și m-am format în acest partid, atât ca om, cât și ca politician. Sunt 27 de ani în care împreună am dus multe bătălii politice și am apărat atunci când vremurile erau mai grele, Partidul Social Democrat și valorile pe care le promovează. Chirian Francesc Iulian, 301. Se declară președinte al organizației județene a Partidului Social Democrat, domnul Chirian Francesc Iulian. Mulțumesc foarte mult, în primul rând, celor care m-au votat, dar și celor care nu m-au votat. Cu siguranță voi fi același om de echipă, același președinte care este alături de comunitatea noastră brăileană. Voi susține în continuare toate proiectele dumneavoastră și sper să nu mă schimb, cum spuneau alți colegi, și nu o să mă schimb, pentru că pentru mine funcțiile sunt trecătoare, contează foarte mult echipa și împreună cu vechea și noua mea echipă vom duce toate proiectele la bun sfârșit. Trebuie să ne apucăm de muncă, ne-am apucat de muncă și trebuie să o continuăm mai stăpânicios, pentru că ne așteaptă un an electoral foarte dificil. Exact cum a spus și președintele partidului, Marcel Ciolacu, secretarul general al partidului, Paul Stănescu, avem mult de muncit și trebuie să fim în frunte acolo unde am fost întotdeauna. Trebuie să câștigăm toate scrutinurile de alegeri și în continuare, împreună cu colegul și prietenul meu, Marian, o să ne plimbăm de mânuță, nu numai prin municipiu, pentru că acum este și prin vicepreședinte la județ, o să luăm și prin județ. Vă mulțumesc foarte mult! A crescut în interiorul partidului, la fel ca și mine, la fel ca și Mihai, ca și Nea Paul, ca și Marian. Și din acest punct de vedere, Mihai Tudose are dreptate în ceea ce privește candidaturile. De altă parte, am văzut la Maximentul. Asta e. Ne-am extins, am ieșit din cercul membrilor de partid. Cu alte cuvinte, și eu am avut dreptate și Mihai și Nea Paul. Am și o veste nu tocmai foarte bună. Viitoarea listă de parlamentari va trebui în zona eligibilă să aibă o doamnă. Asta este, Iuliane. Eu ne gândeam la vot trei, dar dacă trebuie doar una, să continuăm, vă rog. Deci, alături de domnul președinte, Chirian Francesc Iulian,
biroul politic al organizației județene va fi alături de dumnealui, vor fi alături de dumnealui Dragomir Viorel Marian, vicepreședinte, Ardeleanu Nicu, Caraman Neagu, Carșote Florentina, Chiriță George Fănel, Coman Stanca, Drăguț Daniel, Iepureanu Ionel, Jante African Alexandru, Moise Sorin, Neap și Cornelia Negoiță, Nicolae, Niță Nicu, Buia Teodora, Rotaru Ion, Simionescu Aurel Gabriel, Stănescu Cristina, Timofei Iulian, Tudose Mihai, Voina Ionel, președintele organizației de tineret, Raluca Teodora Culea, doamna președinte a organizației de femei, doamna Ciocan Doimița, domn președinte al organizației pensionari, domnul Burtea Fănel și viitorul secretar al organizației județene.